Bună ziua! În primul rând, ținem să aducem felicitări tuturor cetățenilor care au ieșit masiv atât în țară cât și peste hotarele țării și și-au exercitat dreptul la vot la aceste alegeri prezidențiale. Este o lecție bună pentru clasa politică, un semnal că oamenilor le pasă, ei vor să se implice și vor o schimbare nu doar la nivel de președinție, dar și la nivel de guvernare. O felicităm și pe Maia Sandu pentru victoria la prezidențiale, o responsabilitate enormă pentru echipa dumneaei. Mobilizarea masivă demonstrează și faptul că oamenii au așteptări foarte mari de la președinte. Și îi dorim pe această cale succes în continuare. Totodată, așa cum spuneam și anterior, alegerile vor trece și au trecut. Țara se confruntă în continuare cu o criză fără precedent, provocată de pandemie, secetă, instabilitate politică și criză economică. Cred că deja conștientizăm cu toții că nu avem timp de pierdut. Singurul mod în care putem depăși această criză să ne unim eforturile, să lăsăm diferențele deoparte și să dăm dovadă de solidaritate națională. Să demonstrăm că ne pasă de toți cei care au stat ore în șir la coadă ca să voteze. Partidul Democrat de Moldova propune următorii pași. 1. Elaborarea unui plan anticriză pe termen scurt, pentru a da un răgaz țării și a stabiliza lucrurile în țară. Avem nevoie de o foaie de parcurs care să readucă Republica Moldova pe linia de plutire și să o scoată din criza profundă în care a intrat. 2. Instituirea unui guvern al unității naționale, agreat de toate partidele autentice din Parlament. Avem nevoie de un consens la acest capitol. O echipă care să ne unească, nu să ne dezbine, care să pună în aplicare acest plan anticriză. 3. Curățarea clasei politice. Aici vorbim despre izolarea în Parlament a tuturor celor care au tot migrat dintr-un partid în altul, interzicerea traseismului și condamnarea practicilor vicioase în politică. Nu putem merge la alegeri parlamentare anticipate până nu curățăm definitiv clasa politică. Doar după aceasta, 4 alegeri anticipate, libere și corecte în toamna anului 2021. Împreună cu colegii am lucrat la un plan anticriză și avem deja câteva propuneri pe care le vom discuta cu celelalte partide parlamentare. Avem deja mai multe idei pentru acest plan. Și din punctul nostru de vedere, prioritățile pe care trebuie să ne concentrăm sunt următoare. 1. Lupta împotriva pandemiei, 2. Reformarea justiției, 3. Relansarea economiei și 4. Precum vă spuneam, doar după aceasta, organizarea unor alegeri libere și corecte anticipate parlamentare. Sunt priorități pe termen scurt pentru țara noastră. Toate acestea pot fi realizate doar dacă ne vom uni eforturile. Să nu pierdem timpul în această lună, să discutăm elaborarea unui plan anticriză, formarea unui guvern care să îl realizeze, curățarea clasei politice și, într-un final, organizarea alegerilor anticipate parlamentare, libere și corecte. Pledăm pentru discuții în cadrul unei mesii rotunde pe platforma parlamentară, un format care să capete un statut permanent și la care să participe toate partidele autentice parlamentare. În acest moment, dialogul pe filieră bilaterală nu poate fi productiv și eficient, mai ales în situația în care suntem astăzi. Și aceste discuții trebuie demarate imediat, dat fiind situația de criză în care ne aflăm și presiunea timpului. În aceste momente dificile pentru țară, avem nevoie de consolidare și unitate. Trebuie să fim uniți, pentru că doar uniți vom depăși această criză prin care trece Republica Moldova.
Vă mulțumesc!